Salutare! Astăzi o să facem top burgeri de la fast food. O să mergem și o să luăm niște burgeri de la KFC, Mac, Friday, King Burger și așa mai departe. Așa că haideți cu mine, facem topul lor, locul 1, locul 2, locul 3, 4 și 5. Vă rog frumos să lăsați în comentarii și să-mi spuneți top burgeri din Craiova, unde ați mâncat voi cel mai bine. Pornim de acolo și apoi mâncăm acasă și dăm notele. Haideți cu mine! Și mergem la promenadă. Foarte simplu, pentru că aici avem de toate, le găsim pe toate la un loc. Mergem să luăm burgerii, după care ne vedem acasă să facem topul topurilor. One eternity later. Bun, am luat de la Mac, KFC, Friday și King Burger. Acum mergem să luăm de la Mini Boss, pe care facem review. Hai să mergem să luăm de acolo. Hai că am luat și Mini Boss. Am scris băieții aici un mesaj foarte frumos. Să intrăm să le dăm review pe Google. Vedem după ce mâncăm dacă le dăm sau nu. Haideți să le devorăm, să vedem cum sunt. Gata, am ajuns acasă după rac. Aproximativ, cred că 2 ore mi-a luat să iau de la fiecare. În fața noastră avem topul burgerilor de tip fast food, da? Nu orice burger. Înainte de toate vreau să vă rog să dați și voi un like și să vă abonați și să-mi scrieți în comentarii restaurantele de burgeri din Craiova, pentru că o să vreau să fac un top 3 restaurante din Craiova, dar nu de tip fast food. Restaurante care fac treaba asta, burgeri, da? Deocamdată avem acest top 5 burgeri de tip fast food. Lăsați un like și abonați-vă și scrieți în comentarii, da? Avem aici produsele. Mi se pare destul de aiurea că prețul fast food-ului a ajuns să fie același cu cel de la restaurant. O să vă spun imediat prețurile pentru fiecare produs pe care l-am cumpărat, da? Am luat cea mai scumpă variantă de burger de la fiecare fast food. Și o să începem în ordinea în care au fost cumpărați. Mac, King Burger, KFC, Friday și Mini Burgers, da? Mini Boss, pardon. Așa că o să începem cu McDonald's. Am luat un Big Tasty de la McDonald's, pe care am plătit 23,5 lei. Burgerul arată cam așa, este destul de mare, avem o chiflă acolo, avem un cheddar, avem o salată, un sos. Arată destul de ok, pâinea pare un pic cam veche. Dacă n-ați văzut clipul cu shawarma, o să vă las în descriere cu către shawarma. Am făcut top 5 shawarmerii din Craiova. Deci intrați acolo să vedeți care a fost numărul 1. Stăm pe jumătate burgerul să vedem cum anume arată. Arată cam așa în interior. Haideți să vedem cât de bun este. Da? Deci de la Mac, da? Cred că toată lumea știe ce gust are Big Taster-ul de la Mac. E destul de ok. Carnea e făcută bine, clasic. La fel, sosul foarte proeminent. Carnea se simte, nu este, gândiți-vă, nu este premium, dar pentru un fast food e destul de bine. Se pare că sosul ăsta nu prea, adică nu prea e gust pe gustul meu sosul ăsta. Ar fi mers alt sos, e un pic angrețos din punctul meu de vedere. Dar, da, acum depinde de fiecare. Unul îi place mai grețos, altuia nu. Eu sunt genul de persoană căreia nu-i plac atât de mult grețoșenile. Trecem mai departe la King Burger. Se pare total aiurea faptul că trebuie să plătesc pentru ambalaj. La unii dintre ei am plătit pentru ambalaj, cred că la Mini Boss. Se pare destul de aiurea treaba asta, adică la modul că ce, mi-l dai în mână, ia-l în mână și pleacă. Adică chiar mi se pare aiurea să plătesc un loc pe ambalaj, când tu trebuie să pui totuși în ambalaj. Vine cam așa împachetat. Cât am dat pe ăsta? Un burger pe care am plătit 30 de lei. 30 de lei a fost burgerul ăsta. Este ceva cu barbecue. Smashed, cred, barbecue. Da, cred că așa e. Smashed barbecue. Și arată cam așa. Tot destul de ok. Chifla asta este pufoasă. Eu am mai mâncat de la ei. Și avem așa, avem niște roșii, avem rucola, avem un sos, cheddar și carnea. Și avem și niște bacon, da? Roșiile astea par cam congelate așa. Cam necoapte. Arată cam așa, în interior. Arată mult mai bine, dar și prețul e mai mare, da? Deci am dat 30 de lei pe ăsta și pe acela parcă 25, 24, 25. Haideți să vedem cum este, ca să nu mai pierdem vremea pe aici. E puțin picant, cred că de la sosul la barbecue. Într-adevăr, carnea se simte mult mai bine decât la Mac. Ah, păi este iute pentru care avem aici niște ardei de asta. Se simte foarte bine carnea. E bun, e mult mai bun. Nu se simte absolut deloc rucola, dar e bun. De obicei când mâncam de la ei, nu știu, am luat altă variantă și parcă mănecam de la chefla asta destul de pufoasă, dar acum este pufoasă, dar și carnea destul de groasă. Da, e bun, nu e rău. Deci mai departe, la
KFC. O să spuneți, bă, KFC nu este un burger. Ba da, este și un burger, doar că nu este cu vită, este cu pui. Se încadrează în peisaj că e pui, nu e vită. Dar având în vedere faptul că este atât de cunoscut, am luat mic, nu avea cum să ne iau KFC, da? Deci avem aici un cheesy filet burger, da? Am dat 24,5 lei pe el. Arată cam așa, mamă, cât îmi place cheful asta cum arată. Chiar arată foarte, foarte bine. Avem aici un cașcaval, avem niște bacon, o bucată de pui, puțin sos aici. Nu pare atât de mult sos, să știți. O să-l tăiem și pe acesta ca să putem să vedem exact ce se află în interior. Cam așa în interior. Puiul ăsta, să știți că pare făcut de ceva timp, dar cel puțin aici în spate, dacă uitați. Ea arată un pic dubios. Haideți să luăm o gură. 24,5 lei, da? Mamă, spuneam că nu are sos. Hai să luăm gură. Wow, ce bine miroase. Interesantă combinația asta de pui cu cașcaval. Destul de sățios. Baconul nu se simte absolut deloc din cauza cașcavalului, care chiar pot să spun că își pierde chiar și carnea. Gustul din cauza cașcavalului e foarte proeminent și foarte groasă felia asta de cașcaval. Hai să mai luăm o gură. Acum parcă am mai luat și cu carne. E un burger bun, să știți. Se bate cu mecul. Parcă e un pic mai bun KFC-ul, să fiu sincer. La fel, se simte și sosul, se simte foarte tare, v-am zis, cașcavalul ăsta. Pentru iubitorii de pui de la KFC, ăsta este bombă. Prețul este la fel de bombă, dar vă zic, dacă luați asta, nu vă mai trebuie niciun fel de cartof. Poate vă trebuie niște suc, pentru că eu un pic cam trebuie să-mi stingeți cu ceva. Apropo de cola, luați un pic, am uitat. Asta a fost KFC-ul. Trecem mai departe la Friday. Ia să vedem, Lucică, ce ai aici. Bun, am luat la fel un Double Smashed Burger, 35 de lei am dat pe el, da? Vreau să vă spun încă de la început faptul că mi se pare, uite cum arată, deci fix așa a venit, da? Deci așa l-am primit, așa vi-l arăt. Burgerul arată cam așa, chifla este într-adevăr super pufoasă atât la partea de sus cât și în partea de jos. Miroase foarte bine, de aici miroase. Ce nu-mi place este faptul că, sincer, pentru 35 de lei este destul de micuț. Adică vorbim de un fast food, nu de un restaurant. Încă o dată vin și vă spun. Fast food-urile sunt extrem de scumpe. Asta pentru că noi alegem să mâncăm rapid, da? Să luăm ceva repede în fugă. Nu ne mai ducem la restaurante unde stai și tu la masă, ești servit, nu este nebunie, stai pe relaxare, nu ne mai ducem, preferăm să ne ducem la fast food-uri pentru că rezolvăm mai repede treaba. Avem două bucăți de carne, avem castraveți, avem ceapă, cred că niște ketchup, ceapă simplă și ceapă caramelizată, un cheddar, cred, niște ketchup. Arată foarte bine și miroase foarte bine ceapa asta caramelizată. Dacă ar fi să aleg chifla, aș alege-o pe asta. De departe mi se pare cea mai pufoasă chiflă și cea mai aspectoasă. Ia uitați cum arată în interior. Cum să vă zic, faptul că miroase atât de bine, efectiv te omoară ceapa aia caramelizată. Haideți să luăm o gură să vedem. Mamă, e nebun. E bun, rău de tot. Wow. E de departe cel mai bun de până acum. E bun. Wow, și cum e, pâinea asta, absolut genială. Și cum v-am spus, cum se simte ceapa aia caramelizată. Carnea la fel, două bucăți de carne. Wow, top, top până acum. Cea mai bună, clar. Se simte foarte bine sosul, se simte carnea e mult mai bună, mai zemoasă, la fel și castraveți, adică se simte absolut tot ce mănânci de aici, da? Și îmi place că nici nu cad, chifla asta ține bine de tot împărtul, împături totul acolo, foarte bună. Și am impresia că văd că este o chiflă galbenă, este normală. Și ultimul produs pe care trebuie să-l lăsăm este Mini Boss, da? Pe Mini Boss am dat 39 de lei, foarte mult mi se pare mie, vă spun sincer, foarte mult, dar este un pic mai mare decât cel de la Friday, parcă, să zic. Haideți să vedem, să-l desfacem, să ne uităm la el. Aceasta este varianta de Double Smash Burger, ceva de genul, bă, arată bine, arată foarte, foarte bine carnea, mi se pare mie. Iar în interior arată cam așa, haideți să-i dăm capacul la o parte. Bun. În interior, să știți că nu pare să avem foarte multe lucruri. Avem aici un sos de al lor, nu știu exact ce sos este.
avem 2 castraveți murați, avem 2 bucăți de carne cu niște cheddar bănesc ar trebui să fie aici, un alt sos și cam atât, nimic diferit. Haideți să-l tăiem pe jumătate, să vedem ce anume ascunde. Deci e cel mai scump, da? De până acum, da? Pretențiile, vă dați seama că sunt mult mai mari. Da? Tăiat pe jumătate arată cam așa, nu văd deloc ceapă, nu văd absolut nimic acolo în interior, da? 2 bucăți de carne cu sosuri și niște castraveți murați, da? Pentru mine mi se pare un pic cam sărată carnea. Nu se simt sosurile atât de bine. Hai să mai iau o gură să mă conving să vedem care e treaba. Carnea e făcută bine, să știți, nu e arsă, deși pare, nu e. Nu se simte absolut deloc niciun fel de sos, doar carnea se simte foarte bine și e sărată. Parcă simt un pic de sos acum. Hai să mai iau gură totuși. Am venit niște bucăți foarte mici de ceapă, deci are și ceapă. E sărat. Bun, cam asta e. Haide să reclasăm acum. Vedem cine începem cu numărul 5 până la numărul 1. Haideți să urmărim. Bun, haideți să vedem top 5 burgeri de tip fast food, da? Începem cu locul 5. Locul 5 este atribuit Mac-ului. Pentru că, sincer să fiu, nu mă dă pe spate absolut deloc. Nu se mai simte carnea deloc, doar sosurile alea grămadă. Și da, ăsta este locul lui. Locul 5. Trecem la locul 4. Locul 4 îl primește KFC-ul. Bineînțeles. KFC-ul, să știți, destul de bun varianta asta cu cașcaval prăjit și puiul, bate lejer mecu. N-am cum să îi dau notă mai bună de atât, este suficient, consider că este un burger bun, care nu are nimic special în așa fel încât să-l pun pe locul 3. Vorbind de locul 3, locul 3 îi revine lui Mini Boss Burgeri. Mini Boss Burger, sincer, carne un pic cam sărată, nu știu dacă asta se întâmplă tot timpul sau dacă asta este rețeta lor, dar carnea, încă o dată, fragedă și foarte gustoasă, însă nu e nimic special, nu au un sos special care să iasă în evidență, nu au o ceapă care să se simtă, am văzut doar câteva bucăți de ceapă pe acolo, nu se simte nimic decât carnea. Din ce am văzut, varianta asta de Smash Double Burger este variantă nouă. Consider că e loc de îmbunătățire, având în vedere că eu am mâncat de la ei mini burger din aceia micuți și au fost extrem de gustoși. Deci varianta aceasta nu m-a dat pe spate. Locul 2 îi revine Burger King. Destul de gustos, să știți că în trecut am mâncat de la ei, nu m-a dat pe spate deloc. Mi se părea că e chifla aia destul de fărmicioasă așa, destul de dur așa, știți? Dar, băi, mi-a plăcut. A fost ok, chiar a fost bun. Eu am luat varianta de picant. Bun, deci chiar bun, sincer. Burger King, locul 2. Iar primul loc, bănuiesc că ați ghicit deja, pentru că e ultimul. Primul loc îi revine lui Friday. Deci Friday, chifla asta absolut genială, mi se pare. Foarte, foarte bun. Sosurile la fel se simt, carnea, chifla este destul de pufoasă, dar totodată gustoasă și ceapa caramelizată se simte foarte bine. Eu aș băga ceapa caramelizată și la shaorma absolut peste tot toate shaormerile. Dacă ți-a ajuns până aici și n-ați văzut topul shaormerilor din Craiova, vă invit să îl vedeți. O să las un link în descriere. Am făcut topul shaormerilor din Craiova, top 5 shaormeri din Craiova. Intrați acolo să vedeți cine a ieșit pe locul întâi. Întorceți-vă aici, scrieți-mi care shaorma v-a plăcut vouă cel mai mult. Bun, mai luăm o gură din acest Friday pentru că este absolut genial, absolut gustos. Cum se simte ceapa aia, wow! Cam asta a fost topul burgerilor de tip fast food din Craiova. Voi, nu uitați să vă abonați, lăsați și voi un like dacă v-a plăcut clipul ăsta. Abonați-vă că urmează mai multe topuri de genul acesta. Scrieți-mi în comentarii ce fel de topuri vreți să facem. Nu știu, pizza, nu știu, altceva, alte topuri, înghețată, ceva de genul, nu știu ce vă vine vouă în cap, prin cap. Cam asta a fost. Like, subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Vă pup și ne auzim. Scrieți în comentarii. Pa, pa!